Dimineața aceasta, pentru slujba de astăzi, aș vrea să vorbim despre acest aspect al faptului că noi, ca și oameni credincioși, ne dorim multe minuni. Dragii mei, unul dintre lucrurile pe care îl observ în viața mea și în viața multor oameni este faptul că vrem să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în viețile noastre și ne dorim supranaturalul. Ne-L dorim. Citim din Biblie, ne îmbărbătăm, ne rugăm, copiii noștri am vrea să guste experiențe cu Domnul. Și este un lucru bun. Înainte de a vorbi despre câteva lucruri pe care ar trebui să ni le aducem aminte la masa Domnului, aș vrea să spun câteva lucruri care caracterizează vremea noastră și pentru aceste lucruri ar trebui să ne facem mereu update. Ar trebui mereu să ne ajustăm viața, convingerile, credința, să găsim răspunsuri biblice la modul în care noi ne trăim viața. Trăim într-o lume care nu numai că s-a schimbat, dar este într-o continuă schimbare. Nu știm ce ne aduce viitorul. Dar observ în viața de fiecare zi și mă bucur că plănuiți deja o conferință cu familiile. Observ că vremea în care trăim noi este o vreme în care legământul căsătoriei a fost înlocuit cu contractul căsătoriei. Nu mai vorbim despre legământ, ci vorbim despre contract. Autoritatea în vremea aceasta a fost înlocuită cu masa rotundă. Diferitele nivele și poziții de autoritate, parcă tot mai mult vrem să le înlocuim cu discuții la masa rotundă. Nimeni nu-i responsabil de deciziile pe care le luăm. Credința creștină a fost înlocuită cu incertitudini. Trăim într-o lume în care avem o confruntare cu alte culturi și în lumea aceasta ne este greu să vorbim despre adevăratele valori iudeo-creștine și le-am înlocuit cu psihologie ieftină și se spune tot mai des că nu există rău, nu există bine, că totul ține de vreme și de împrejurări. Curăția intimă a fost înlocuită cu devieri sexuale nesănătoase, păcatele sexuale care aduc cu ele tot mai multe necazuri, boli fizice, sida și alte necazuri sunt la ele acasă. Dacă vi se pare că n-am dreptate, gândiți-vă la câte divorțuri avem în bisericile noastre. Copiii familiilor au devenit proprietatea statului. Lupta feminismului este tot mai acerbă. Femeile vor tot mai multe drepturi și după ce le obțin, se plâng de nefericire. Familia este redefinită în societatea în care trăim. Valorile spirituale sunt disprețuite, iar aberațiile sunt promovate. Gândiți-vă că dacă iese cineva în piața publică și strigă din toată inima, eu sunt Burebista, eu sunt Decebal, eu sunt Napoleon, trece lumea pe lângă el, dă din mână și zice, lăsați-l în pace, lăsați-l să se simtă bine. Ăsta e adevărul lui. Dacă ieși în piața publică și strigi, Iisus Hristos este Domnul, s-ar putea să ai o problemă și nu una mică. Lumea în care trăim este o lume în care războaie neprevăzute apar mai des ca oricând. Creșterea terorismului este o realitate. Și apoi poate unul dintre lucrurile fantastice este faptul că suntem bombardați cu informații de pretutinde. Dacă vrem să ne uităm la știri, dacă vrem să prindem și noi pulsul vremii în care trăim, parcă nu știm la ce să ne uităm. Atâta informație există. În ciuda ceea ce există în lume, așa în dimineața aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă aici la masa Domnului și pasajul de astăzi vorbește despre patru aspecte pe care aș vrea să le amintesc. Primul, la cina Domnului ar trebui să ne aducem aminte că minunile pe care le trăim nu ne fac plăcuți lui Dumnezeu. Apostolul Pavel aduce aminte celor din Corint despre faptul că evreii, când au ieșit din țara Egiptului, au trăit minuni. Și versetul 5 spune, totuși,
Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Nu știu dacă pentru dumneavoastră acest adevăr este unul confruntativ sau nu. Pentru mine, acest adevăr este fantastic pentru că agresează gândirea umană. Agresează modul în care ne-am învățat noi să ne trăim viața. Agresează lucrurile pe care ni le dorim parcă cel mai mult în viață. Noi vrem minuni. În viețile noastre Dumnezeu a făcut minuni. Nu știu dacă este unul aici care poate spune, frate, Domnul n-a făcut nicio minune în viața mea. Eu cred că toți, cât am umblat pe calea Domnului până aici, am văzut minuni în viețile noastre. Dumnezeu a făcut minuni. De câte ori am fost bolnavi și Domnul ne-a vindecat. Știți care e marea problemă? Că ne credem plăcuți pentru asta, Domnului. Oare câți dintre noi am fost aproape de faliment sau am trecut prin faliment și Domnul a dat din nou belșug financiar? Și pentru asta oamenii se cred plăcuți Domnului. Câți dintre noi am fost la un pas de moarte și Domnul și-a întins mâna peste noi și ne-a scos de acolo? Eu am ceva specific sau am ceva în comun cu America, cu Statele Unite. Sărbătoresc și eu un nou început în viață în 4 iulie, odată cu Ziua Americii. 4 iulie 2000 am avut un accident fantastic în care am fost la un pas de moarte. Soția mea spune că dacă era cu mine în mașină, a fost o zi grozavă, o zi interesantă, o zi frumoasă, o zi cu soare. O zi în care mi-am și adus aminte că americanii celebrează independența. Și soția mea, care voia să vină cu mine în oraș, m-a întrebat, mă aștepți până mă pregătesc să vin? Și am zis, nu, stai acasă. Și ea spune, era împotriva felului tău de a fi, era împotriva modului în care noi operam în familie. Deci un pic m-am supărat, dar am stat acasă. Și pentru mine, ascultarea de bărbat în ziua aceea a însemnat să am viață. Dragii mei, ne bucurăm că Domnul și-a întins mâna, dar știți care e marea problemă? Că noi ne credem plăcuți Domnului pentru că Domnul ne-a salvat. Amin. Ați făcut probabil o lucrare măreață pentru Domnul. Am mare apreciere pentru bisericile din Statele Unite. Pentru biserica dumneavoastră, noi am fost ajutați la construcție în Zalău, făcut o biserică frumoasă. Ne-am implicat într-o vreme în care economia era în derivă. Avem cea mai mare sală publică din oraș, 750 de locuri. Vreau să vă întreb, chiar suntem plăcuți Domnului pentru că Domnul a făcut minuni pentru noi? În mintea noastră este clar, fraților, dacă Domnul m-a izbăvit, uitați-vă la mine, sunt plăcut Domnului. Dacă Domnul mi-a vorbit, dacă Domnul mi-a dat har, asta înseamnă că sunt plăcut Domnului. Și vine Apostolul Pavel și ne spune exact opusul. Și mă uit în Biblie și realizez încă o dată că oricât de mari minuni s-ar fi făcut în viețile noastre, sunt mici în comparație cu ce a făcut Domnul pentru evrei. Vă aduceți aminte cum i-a scos Domnul din țara Egiptului? Au venit vecinii, au venit vecinele celor din Egipt și le-au adus vase de aur, vase de argint, brățări, cercei, inele, bogății. Le-au pus în brațele evreilor și au zis, plecați de aici, plecați, că dacă voi mai rămâneți, pierim cu toții. Au trecut prin pustie 40 de ani. N-au avut restaurante, n-au avut magazine mari de alimente. Nu existau locuri de unde să-și cumpere încălțămintea.
Cum au călătorit ei totuși prin pustie? Hainele nu li s-au învechit și încălțămintea nu li s-a stricat. 40 de ani, minune! Ziua Dumnezeu îi proteja într-un stâlp de nor ca să nu-i ardă soarele, iar noaptea prezența Domnului era în stâlp de foc. Și nu le era fric, îi încălzea. Nu-i asta minune, dragii mei? În fiecare zi Domnul le trimitea mană din cer. Nu-i asta minune? Au băut apă din stâncă. Nu-i asta minune? Au mâncat prepelițe pesăturate. Nu-i asta minune? Și Biblia continuă. Cum erau ei? Nemulțumiți, scârtitori, dar n-au fost plăcuți Domnului. Când stăm la masa Domnului, aș vrea să ne aducem aminte că minunile nu ne fac plăcuți lui Dumnezeu. Și cred că lucrul cel mai important este faptul că ar trebui să punem mare accent pe ceea ce înseamnă sfințire și apropiere de Domnul în fiecare zi. Un al doilea lucru de care aș vrea să ne aducem aminte acum când stăm la masa Domnului, când întindem mâna în blid, când luăm pâine, când luăm rodul viței, aș vrea să ne aducem aminte că ieșirea din păcat nu ne garantează intrarea în Canaanul Ceresc. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Aproape că nu-mi vine să cred că o națiune întreagă, o generație întreagă au ieșit din țara Egiptului și n-au intrat în Canaanul Ceresc decât doi. Iosua și Caleb. Doi oameni care au o perspectivă diferită, doi oameni care văd lucrurile care există, doi oameni care văd ce se întâmplă, doi oameni care împreună cu celelalte 10 iscoade s-au dus în țara Canaan, au verificat țara, au adus roduri și 10 dintre ei au văzut că țara îi va nimici. Doi dintre ei au spus: oameni buni, Dumnezeul care ne-a scos din Egipt ne dă țara. Dumnezeul care ne-a trecut prin cele 10 urgii ne dă țara Canaan. Dumnezeul care ne-a purtat de grijă în pustie ne dă țara promisă. El este Jehova, Domnul. Amin. Doar doi. Doi care văd altfel lucrurile. Aș vrea în dimineața aceasta să ne cercetăm, să ne analizăm viața și să observăm că Domnul Iisus, jertfa, pentru că stăm la masa Domnului, ne-a adus iertare de păcat. Ne-a adus izbăvire, ne-a adus mântuire. Dar am o întrebare. Trebuie să facem și noi ceva ca să plece păcatul din noi, ca să fim liberi? Avem pasaje biblice care să ne îndemne să fim într-o luptă cu păcatul? Sau n-avem de făcut nimic? Este bine că suntem în biserică, este bine că Domnul ne-a mântuit, este bine că lucrurile merg frumos. Am fost odată mântuiți în jertfa Domnului și de acum înainte n-avem nicio problemă, mergem direct în împărăția lui Dumnezeu. Așa să fie? O, nu. Am ales câteva versete din acest capitol sau din această carte 1 Corinteni, în capitolul 5, vorbind tot despre cina Domnului, versetul 7 și versetul 8, Apostolul Pavel spune: măturați aluatul cel vechi. Și să prăznuim, versetul 8, să prăznuim prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Apoi 1 Tesaloniceni,
2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 13 la 15. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Să nu osteniți. Există pe parcursul umblării noastre cu Domnul posibilitatea sau pericolul de a osteni. Evrei 12 cu 12 spune: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Dragii mei, într-o vreme ca aceasta aș vrea să înțelegem că trăim o vreme în care ni se cere să luptăm din punct de vedere spiritual. Când stăm la masa Domnului, aș vrea să ne aducem aminte că viața de credință este o viață de luptă. Este o bătălie spirituală, este o luptă. Vegheați, a spus Domnul Iisus. Vegheați! Porunca pe care o avem în fiecare zi este să fim veghetori și când stăm la masa Domnului ne aducem aminte că ieșirea din păcat nu ne garantează intrarea în Canaanul Ceresc. Este una să ieși din Egipt și este alta să intri în Canaan. Este una să te bucuri de minunile Domnului și este alta să intri în împărăția Lui. Pentru că intrarea în Canaanul Ceresc se face doar în urma unei vieți trăite în neprihănire. Un al treilea lucru de care aș vrea să ne aducem aminte. Când stăm la masa Domnului, spune capitolul 10 cu versetul 13, că ispitele nu sunt mai puternice decât puterile noastre. 1 Corinteni 10 cu 13 este un verset pe care cei mai mulți dintre noi l-am învățat de mult, pe vremea când eram tineri, chiar copii unii dintre noi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu, nicio ispită nu-i mai tare decât noi. Și sigur că nu odată ne întrebăm, de ce atâția oameni cad dacă ispitele nu sunt mai puternice? Așa acum când stăm la masa Domnului să înțelegem că ispitele nu sunt mai tari decât puterile noastre, că atunci când Dumnezeu îngăduie ispita, El a pregătit și mijlocul să ieșim din această ispită pentru ca să o putem răbda. Să avem această convingere că în mijlocul încercării Dumnezeu a pregătit mijlocul de a ieși din ea. Atunci când ne-am întors la Domnul, atunci când ne-a întâlnit Domnul pe fiecare dintre noi, noi eram robi păcatului, mai tineri, mai în vârstă. Apostolul Pavel spune, dintre păcătoși eu am fost cel din tâi, dintre apostoli sunt cel din urmă. Cam diferit de cum gândim noi. Dar atunci când ne-am întors la Domnul, noi eram robi păcatului. Tineri sau vârstnici, eram robi păcatului. Ceea ce s-a întâmplat când Domnul ne-a făcut o făptură nouă în Hristos, noi am devenit mai puternici decât ispita. Noi am căpătat putere, noi am căpătat viață. Noi, în numele Domnului Iisus, suntem mai puternici decât păcatul. Păcatul e adevărat că ne înfășoară așa de lesne, dar biruința vine de la Domnul. Orice credincios, oricât de slab ar fi, este mai puternic decât păcatul, cu o singură condiție, să se încreadă în Domnul. La masa Domnului aș vrea să ne aducem aminte că ispitele care ne atacă, indiferent de natura lor, și atâtea ispite și atâtea provocări avem astăzi, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, spune Pavel și strigă tare apostolul Pavel. Nicio ispită nu ne-a ajuns care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Oare cum ne uităm noi la tineri? Tinerii pentru cei mai mulți dintre noi sunt slabi, sunt ființe slabe. La biserică, de o mulțime de ori, nu prea poți să dai mari responsabilități tinerilor. Pentru că ei nu pot.
pot să organizeze în afara bisericii tinerii din lume adevărate benzi sau bande de gangsteri. Copii de 9-10 ani fac lucruri mari în afara bisericii. În biserică, și dacă are 20 de ani, nu prea poți să-i dai nicio responsabilitate, că-s tineri. Știți ce spune Biblia despre tineri? V-am scris tinerilor, 1 Ioan 2:14, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Tinerilor, sunteți tari, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. În tineri există biruință. În cuvântul lui Dumnezeu există putere, există forță. Vreau să vă întreb, avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră? E adevărat, îl avem pe telefon. E adevărat, îl avem în bibliotecă. Mi-aduc aminte de, cred că anul 1986, poate 7. Am primit și eu prima Biblie, 3 sfert. Wow! Dacă mai primeam 2 salarii, n-aș fi fost atât de bucuros ca și bucuria cu care am primit Biblia pe care am plătit-o. Dragii mei, acum avem Biblii în tot felul de traduceri, avem Biblia pe telefon, avem Biblia în calculator. Vreau să vă întreb, în inimă mai avem Biblia? Mai ne trezim dimineața să medităm la un cuvânt biblic? Mai încercăm să ne ajustăm viața după Scripturi? Pentru că puterea nu ne vine din bancurile frumoase pe care le știm. Puterea nu ne vine din salariul mare pe care îl avem. Puterea nu ne vine din relațiile pe care le avem. Puterea ne vine din cuvântul lui Dumnezeu și din relația pe care o avem cu Domnul. Ești tare atunci când te apropii de Domnul. Ești puternic atunci când te adâncești în Scripturi. Și încă un lucru. Participarea la masa Domnului. Aș vrea să ne aducem aminte. Ne cere îndepărtarea de masa păcatului. Versetul 21 spune, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint despre câteva păcate pe care oamenii aceștia le-au făcut. Au poftit după lucruri rele, spune versetul 6. Vreau să vă întreb astăzi, nu cumva poftim și noi după lucruri rele? Avem o generație în care lucrurile rele, dacă nu le găsim scrise în Biblie, amintite cu numele, generația aceasta spune că nu-i păcat. Frate, scrie în Biblie să nu bei whisky. Dacă nu scrie. Scrie în Biblie negru pe alb să nu iei droguri. Dacă nu scrie. Scrie în Biblie negru pe alb. Scrie în Biblie negru pe alb. Avem atâtea întrebări. Și Apostolul Pavel spune, deși au văzut minuni, dragii mei, este unul dintre lucrurile extraordinare să vezi minuni și să poftești în același timp după lucruri rele. Oare după ce poftim noi astăzi? Oare care sunt lucrurile rele pe care le poftește generația noastră? Versetul 7 spune, erau închinători la idoli. Să vezi un Dumnezeu care ți se descoperă. Noi astăzi avem multe semne de întrebare. Aud tineri care se întreabă, aud oameni vârstnici care se întreabă, oare drumul pe care am început să umblăm este un drum bun? Oare chiar numai penticostalii vor fi mântuiți? Oare ce se va întâmpla cu budiștii? Cu musulmanii care n-au Biblie?
au oamenii multe întrebări. Mă uit la un popor evreu care a văzut 10 urgii care au venit peste țara Egiptului. Dragii mei, 10 urgii. Inclusiv întuneric de 3 zile. În tot Egiptul era un întuneric atât de mare încât oamenii nu au putut să se dea jos din paturile lor, să iasă din casele lor, din pricina întunericului, și în Gosen răsărea soarele în fiecare zi. Au murit toți întâi născuți din țara Egiptului într-o singură noapte. După cuvântul lui Moise, după cuvântul Domnului, și în ținutul Gosen nu s-a auzit nici măcar chelălăitul unui câine. Au văzut minuni, au stat în fața Mării Roșii, în fața era Marea Roșie, în spate erau astea Egiptului. Și au început oamenii să strige și Moise le-a spus, stați liniștiți, stați liniștiți. O, de câte ori ne spune Domnul să stăm liniștiți în fața Mării Roșii. Și nu putem face nici măcar atâta să stăm liniștiți. Și Moise le-a spus, veți vedea astăzi izbăvirea pe care vă va da Domnul, pentru că Domnul va lupta pentru voi. Oastea aceasta pe care o vedeți astăzi nu veți mai vedea niciodată. Și oastea Egiptului a murit înecată în apa prin care a trecut poporul Israel. Au văzut aceste minuni și apoi Biblia spune, erau închinători la idoli. Vreau să vă întreb, care sunt idolii la care se închină generația noastră? V-ați gândit la egoism? Ați gândit la lăcomie, la plăceri carnale, sport, putere politică? N-am înțeles niciodată cum de evrei băteau pe filisteni, apoi le luau zeii și se închinau înaintea lor. N-am înțeles. N-am înțeles cum se poate ca un popor să bată pe Madian. Evrei au bătut pe Madian și apoi au luat zeii, s-au închinat înaintea lor. Și mă uit la credincioși astăzi, oameni cu care Domnul face minuni. Și apoi uitați-vă, că în afară de aroganță nu mai vezi multe lucruri la ei. Știi, mie mi-a vorbit Domnul. Știi, pe mine Domnul m-a scos din moarte la viață. Știi ce descoperire am primit eu de la Domnul. Au curvit, spune versetul 8. Deși Biblia spune că anumite lucruri n-ar trebui nici măcar să fie pomenite între noi. Uitați-vă, dragii mei, câte ravagii fac astăzi păcatele sexuale. Cred că există multă ispită, cred că există multe tentații. Dar aș vrea să observați că trăim astăzi într-o lume în care familii din bisericile noastre sunt atacate și tineri și copii au căzut în păcatele homosexualității. Au curvit. Curvia nu începe odată cu păcatul propriu-zis, cu fapta, ci păcatul începe mult înainte, în mintea oamenilor. De aceea Biblia ne îndeamnă să fim atenți la modul în care gândim, la modul în care vorbim, la modul în care ne ducem viața. De aceea Biblia ne cere ca mintea noastră să fie plină de cuvântul lui Dumnezeu. Și să luptăm împotriva tentațiilor și împotriva ispitelor care ne atacă în fiecare zi. Și apoi Biblia spune versetele 9 și 10, L-au ispitit pe Dumnezeu, cârtind împotriva lui Dumnezeu și a liderilor lor. Au cârtit. Înțeleg să cârtească cei din Africa. Înțeleg să cârtească și cei din România. Înțeleg să cârtești dacă ești într-o zonă în care 100 de kilometri, 400 de kilometri, n-ai nicio biserică. Dar nu înțeleg să stai în România și să cârtești. Nu înțeleg să stai în Germania și să cârtești. Bine, că dumneavoastră aici în America nu cârtieți. Nu? Aici ai... Ok. Să ai lideri care slujesc, să ai oameni care se dedică și să cârtești împotriva lor. Știți cine era Moise? Era omul care a stat în fața poporului și într-o zi poporul le-a spus lui Moise, ascultă, ne-am căsătorat de mesajele tale.
Tot mergi deoparte și vii și ne spui că ți-a vorbit Domnul. Ia ascultă, vrem să ne vorbească Dumnezeu nouă. Și într-o zi, cine le-a vorbit? Dumnezeu. Ce-au zis evreii? Excelent! Excelent, excelent! Să ne mai vorbească Domnul, că așa ne place. De aceea nu înțeleg pe oamenii care vin cu aroganță și spun ce le-a vorbit Domnul. Și ce au zis oamenii? Moise, ascultă, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Vino și spune-ne tu, du-te, stai tu de vorbă cu El. Dar pe noi nu ne mai pune să stăm față în față cu El. Vrem să ne vorbești tu. Dumnezeu să nu ne mai vorbească decât prin tine. Dragii mei, în ciuda acestui fapt, oamenii l-au ispitit pe Dumnezeu, au cârtit împotriva lui Dumnezeu și împotriva liderilor. 2 Timotei 2 cu 22, cuvântul Domnului ne spune, fugi de poftele tinereții. Dar nu poți fugi de aceste pofte decât dacă faci și pasul al doilea și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dragii mei, în final, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să vă dea har. Și acum când stăm la masa Domnului, aș vrea să ne aducem aminte de patru lucruri. Unu, minunile pe care le trăim nu ne fac plăcuți lui Dumnezeu. Ni se cere să fim sfinți. Doi, ieșirea din Egipt nu ne garantează intrarea în Canaanul Ceresc. Trei, ispitele nu sunt mai puternice decât puterile noastre. Și patru, participarea la masa Domnului nu ne permite să stăm și la masa păcatului. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har în slujire, să vă dea putere, să vă binecuvinteze proiectele pe care le faceți. Îndurările Domnului să fie peste dumneavoastră aici, peste noi în Germania, în România, oriunde în lume, și mântuirea Domnului să fie peste noi în fiecare zi. Amin.